În perioada 11-12 februarie, efectivele din cadrul subunității de jandarmi Jibou au organizat și desfășurat acțiuni pe linia prevenirii și combaterii fenomenului infracțional și contravențional în domeniul piscicol. În timpul acestor acțiuni desfășurate în zona localităților Jibou, Turbuța, Ciocmani, jandarmii au prins în flagrant un bărbat de 46 de ani din Jibou care pescuia ilegal. Pe numele lui au fost întocmite actele premergătoare începerii urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de pescuit cu unelte înțepătoare sau agățătoare prin greblare sau harponare. Alți 7 bărbați prinși că pescuiau pe cursul de apă al râului Someș fără a poseda permis de pescuit au fost sancționați contravențional, unul cu avertisment, iar ceilalți cu amendă în valoare de 300 de lei de persoană. Jandarmii atrag atenția cetățenilor cu privire la faptul că pentru a avea acces la resursele acvatice vii trebuie să dețină permis de pescuit, iar neprezentarea acestuia organelor de control constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 și 600 de lei.